Viața în Corea de Nord este foarte greu de înțeles pentru oamenii din lumea occidentală. Țara este atât de izolată încât mulți oameni de acolo nici măcar nu știu încă despre faptul că oamenii au ajuns pe lună. Din cauză că Republica Populară Democrată Coreană este atât de închisă, este greu să faci diferența între mituri și realitate când vine vorba despre felul în care cetățenii țării trăiesc. Dacă în trecut ne-am uitat la locurile de muncă fără sens care există acolo și la alte subiecte, haideți să vedem cum stau lucrurile când vine vorba despre întâlniri romantice. Dacă ești singur și vrei să-ți faci o relație în Corea de Nord, cum procedezi pentru a obține o întâlnire? Corea de Nord este o țară destul de înapoiată din multe puncte de vedere, iar romantismul nu face excepție de la regulă. În mod oficial, viziunea țării despre dragoste este că trebuie să fie foarte conservatoare și chiar utilitară. Atunci când cineva își arată afecțiunea în public, deși asta se întâmplă foarte rar, oamenii din jur se uită destul de ciudat. Cetățenii țării sunt încurajați să respingă conceptele decadente și capitaliste despre romantism, și să-și trateze partenerul în același mod în care îi tratează pe toți compatrioții lor. Dar, așa cum a explicat cineva care a reușit să fugă din țară într-un articol intitulat Întâlnirile în Corea de Nord, deși guvernul a reușit să scape de aceste drepturi pe care oamenii ar trebui să le aibă, nu a reușit să-i facă pe oameni să nu se mai îndrăgostească. De-a lungul timpului, atitudinea statului față de romantism s-a îmbunătățit, și majoritatea tinerilor nu mai au aceste idei restrictive când vine vorba despre acest subiect. De fapt, Corea de Nord a permis și difuzarea comediilor romantice la TV. În 2012, filmul Camrade Kim Goes Flying, o coproducție britanică, belgiană, nord-coreană, care prezintă povestea unei femei mineri care se alătură circului și care se îndrăgostește de un coleg acrobat, a fost un adevărat succes atunci când premiera a avut loc în Pyongyang. Dar asta nu demonstrează faptul că este la fel de ușor să găsești dragostea în Corea de Nord cum este într-un film aprobat de guvernul țării care este totuși foarte săracă și condusă cu tiranie de un guvern comunist care restricționează și controlează aproape toate aspectele vieții pe care o duc oamenii de acolo. De exemplu, dacă ești adolescent în Corea de Nord și vrei să-ți scoți prietena în oraș după ore, ai face bine să faci asta pe ascuns, pentru că relațiile între tineri sunt interzise în mod expres. Educația sexuală aproape că nu există în școli și nu doar la ei și majoritatea adolescenților din țară se bazează pe informațiile pe care le primesc de la părinți, frați și prieteni. Dar unii dintre ei nu au norocul să primească astfel de informații. Dr. Andrei Lankov, profesor și jurnalist la The Korea Times, explică într-un interviu: Unele femei din Corea de Nord care au devenit adulte în anii 70 și 80 au declarat că până la vârsta de peste 20 de ani credeau că dacă se țin prea mult de mână cu un bărbat pot rămâne gravide. Dar, indiferent de țara în care trăiești, adolescenții sunt adolescenți și mulți dintre ei scapă de reguli dându-și întâlniri în parcuri după căderea nopții sau în subsolurile clădirilor în care trăiesc și în unele cazuri la evenimente, cum ar fi zilele de naștere unde prietenii îi pot acoperi. După ce termin școala, restricțiile legate de întâlniri nu mai sunt atât de mari, dar intervine un alt obstacol peste care toți nordcoreenii care caută dragostea trebuie să treacă, serviciul militar. Republica Populară Democrată Coreană este o țară foarte militarizată și armata este obligatorie pentru bărbați, dar și multe dintre femei cu vârste între 15 și 30 de ani sunt obligate să ducă la capăt serviciul militar. În 1993, durata serviciului militar a fost mărită de la 8 la 10 ani, ceea ce înseamnă că atunci când începe armata vei petrece foarte mult timp acolo. Bărbatul care a reușit să fugă din țară despre care am vorbit mai devreme a povestit că acesta a fost motivul pentru care prima lui relație s-a sfârșit. În ciuda relației foarte bune pe care o aveam, ea a trebuit să meargă în armată, iar eu am rămas singur. Chiar dacă atât bărbații cât și femeile merg în armată, toți trebuie să rămână necăsătoriți cel puțin pentru primii 10 ani. Din păcate pentru bărbații din armată doar una din 10 femei trebuie să facă armata, deci șansele bărbaților de a-și găsi dragostea acolo sunt foarte mici. Nici bărbații interesați de alți bărbați nu au o viață ușoară, chiar dacă homosexualitatea nu este ilegală în Corea de Nord, aceasta nu este nici acceptată. Dacă cineva se declară homosexual, se consideră că acea persoană este frivolă și anticomunistă. Totuși există relații între soldați indiferent de orientarea lor sexuală dar dat fiind faptul că toți trebuie să se antreneze zilnic de la 5 dimineața până la 10 seara, să-și producă singur alimentele pentru a-și suplimenta rațiile pe care le primesc și că au o vacanță de doar două săptămâni pe toată durata serviciului militar, se poate spune că armata nu este cel mai bun loc pentru a începe o relație romantică. Deci, dacă trebuie să te desparți de iubita ta din liceu atunci când ești chemat în armată și nici nu reușești să-ți faci o relație cu cineva de acolo, cum îți vei găsi pe cineva? După cei 10 ani de serviciu militar. În lumea occidentală, oamenii ar folosi aplicații, cum ar fi Tinder, dar după cum probabil că vă așteptați, nordcoreenii trebuie să facă altfel lucrurile. Majoritatea oamenilor din Republica Populară Democrată Coreană trăiesc la țară, iar, după cum poate știți, electricitatea nu este accesibilă tuturor. Cât despre internet sau telefoane 4G, nici nu poate fi vorba. Internetul este disponibil în Corea de Nord unui grup foarte mic de oameni care fac parte din guvern. Pentru restul lumii, există un serviciu de internet controlat de statul nord-corean. Această rețea primitivă folosește programe japoneze și merge doar pe computerele făcute în Corea de Nord. Accesul este permis doar în birouri, universități și cafenele de internet, în mare parte doar în Pyongyang. Dacă mergi într-un astfel de loc și intri pe această rețea, ce te aștepți să găsești acolo? Ei bine, se pare că nu prea multe. Se pare că în Corea de Nord există doar 28 de site-uri, majoritatea fiind de propagandă sau site-uri oficiale ale guvernului și ale universităților. Există totuși și un site de filme, câteva clone făcute după Facebook și singurul site de video streaming din Corea de Nord numit Manbang. Dar, din nefericire, nici unul dintre cele 28 de site-uri nu este pentru întâlniri. Deci, dacă asta cauți, va trebui să încerci altă metodă. În mod oficial, în Corea de Nord nu există nici viață de noapte. În afară de sărbătorile naționale, nu există aproape niciun fel de petreceri care să fie acceptate de către stat. Cu toate astea, nordcoreenii găsesc modalități prin care să se distreze în ciuda regulilor stricte. Atunci când un alt nord corean care a fugit din țară pe nume Ji Lee a fost întrebat despre viața de noapte din Corea de Nord, acesta a declarat nu contează dacă trăiești în Corea de Nord, Corea de Sud sau America. Dragostea pentru artă, sporturi, afecțiune și prietenie există în toți oamenii. Cluburile clandestine apar de cele mai multe ori în case abandonate, care au fost izolate fonic foarte bine și care au ca sursă de energie generatoare pe care petrecăreții le iau de cele mai multe ori de la fabricile în care lucrează pe timpul zilei. În multe cluburi se ascultă muzică din America și Corea de Sud obținută prin contrabandă. În altele se cântă live fie doar vocal sau la diverse instrumente, ceea ce le permite să treacă rapid la muzica aprobată de stat în cazul în care poliția face o razie. Când vine vorba despre partea mai puțin decentă, în timp ce prostituția este ilegală în Corea de Nord, creșterea nivelului de trai de după anii 90 a făcut ca prostituatele să câștige bani mult mai ușor decât o făceau înainte de această perioadă. Doctorul Lankov a explicat faptul că pe timpul lui Kim Il-sung, prostituția era practic inexistentă. Din cauza sărăciei și a corupției guvernului, existau totuși cazuri când anumite persoane prestau servicii sexuale pentru mâncare și alte bunuri sau se culcau cu membrii partidului pentru a fi promovate sau a obține diverse beneficii. Dar prostituția în adevăratul ei sens, adică a o face pentru bani, nu era o opțiune datorită controlelor foarte stricte. După moartea lui Kim Il-sung din 1994, influențe internaționale au început să treacă granițele țării, ceea ce le-a oferit mai multe opțiuni celor care practicau cea mai veche meserie din lume. Am vorbit despre cum ai putea să-ți găsești pe cineva în Corea de Nord, dar după ce i-ai câștigat inima, oare ce urmează? Ei bine, dacă ești un bun comunist care vrea să-și facă datoria față de țară și să facă copii, evident că urmează căsătoria. Din multe puncte de vedere, nunțile în Corea de Nord sunt foarte similare cu cele din Corea de Sud. Mireasa și mirele participă la o ceremonie numită Cumbere, care presupune să-și spună jurămintele și să bea vin dintr-o cupă oferită de mama Miresei. Atât mirele cât și mireasa, dar uneori și alți participanți la nuntă poartă haine tradiționale numite hambok, iar locul unde se desfășoară ceremonia este decorat cu buchete de flori. Prietenii și familia le oferă daruri care de cele mai multe ori constau în sume de bani care sunt folosiți pentru luna de miere. Mai mult sau mai puțin seamănă foarte mult cu sistemul nostru. După ceremonie, părinții mirelui aruncă spre mireasă castane pe care aceasta trebuie să le prindă în poala rochiei. Se spune că numărul de castane pe care aceasta reușește să le prindă este și numărul de copii pe care cuplul îl va avea. Majoritatea elementelor unei nunți tradiționale nord-coreene sunt aceleași ca în Corea de Sud, dar în Corea de Nord sunt totuși câteva diferențe notabile. În primul rând, în loc ca mesele să fie decorate cu flori la petrecerea de după ceremonie, nuntașii trebuie să ducă florile la cea mai apropiată statuie a lui Kim Il-sung, aceasta fiind văzută ca o ofrandă care trebuie adusă fostului lider. În același timp se vor face și fotografiile de nuntă. Acest lucru nu este obligatoriu, dar majoritatea mirilor fac asta din cauza presiunii sociale. Dacă cineva vrea să se căsătorească pe 15 aprilie sau pe 16 februarie, nu are voie să o facă pentru că acelea sunt zilele de naștere ale foștilor lideri Kim Il-sung și Kim Jong-il, orice fel de ceremonie fiind interzisă în ambele zile. Pe lângă asta, cu majoritatea oamenilor din Corea de Nord sunt foarte săraci, și nu își permit să pregătească un ospăț după ce ceremonie, este ceva comun ca ei să închirieze mâncare din piețele locale. Da, am zis să închirieze pentru că fac asta doar pentru a face câteva fotografii, după care mâncarea este returnată comerciantului de la care a fost împrumutată. Dar dacă mirii nu primesc mâncare, aceștia vor primi măcar niște găini vii. Găinile vi sunt nelipsite de la nunțile nordcoreene, cuplul fiind însoțit de o găină care va avea curmale în cioc și un cocoș care va avea în cioc un ardei iute. Despre această lună de miere pe care am menționat-o mai devreme, nici aici nordcoreenii nu au noroc, pentru că se așteaptă să mergi la muncă chiar a doua zi după căsătorie. Un cetățean nordcorean a declarat că nici măcar nu a auzit de luna de miere până în anul 2005, atunci când a reușit să fugă din Corea de Nord. Pe de altă parte, pentru un membru de partid, o nuntă este ceva extravagant, fiind un mod de a-și etala bogăția și importanța. Ceremonia este de obicei foarte mare, cu multe mașini parcate de-a lungul aleilor pe care vor merge mirii. Darurile în bani oferite mirilor sunt de obicei în dolari americani, aceasta fiind o altă metodă de a arăta statutul social și puterea cuplului. După această zi specială, oarecum este viața cuplului proaspăt căsătorit? Ei bine, dacă îți dai seama că te-ai grăbit să faci acest pas și lucrurile nu sunt așa cum sperai, să știi că nu ești singur. Rata divorțurilor este în creștere în Corea de Nord și din ce în ce mai multe femei au independență economică. Pe de altă parte, dacă faci parte din partid sau dacă ești un om de afaceri important, poți să ai o relație extraconjugală. În ciuda atitudinii extrem de conservatoare pe care o au majoritatea cetățenilor nordcoreeni, oficialii guvernamentali sunt foarte impertinenți când vine vorba despre înșelat. Aceștia nu sunt deranjați dacă sunt fotografiați împreună cu amantele, ba chiar le iau pe acestea cu ei la diverse evenimente oficiale. În general, credem despre oamenii din Corea de Nord că își petrec majoritatea vieții în slujba guvernului. Imaginile de acolo prezintă de cele mai multe ori muncitori infometați și soldați spălați pe creier. De aceea, este ușor să credem că la asta se rezumă viața oamenilor din Corea de Nord, dar oamenii sunt niște ființe sociale și oricât ar încerca, un guvern să-i controleze, nici măcar liderul suprem nu îi poate opri să se îndrăgostească. Nordcoreenii trebuie doar să gândească metode ceva mai creative prin care să-și arate dragostea. Deci, data viitoare când stai pe Tinder și dai swipe stânga de 5 ori la rând, gândește-te la bieții oameni din Corea de Nord. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!